Așezat în plin Bărăgan, undeva în sudul județului Buzău, orașul Pogoanele se ruinează pe zi ce trece, bătut de vânturi și de praf, roz la rădăcină de nepăsarea edililor. Având o populație de aproape 7.000 de locuitori, Pogoanele a devenit oraș în 1989, cu puțin timp înainte ca țara să schimbe destinul. Dacă vrei să ajungi la cartierul format din câteva blocuri, este suficient să ai simțul mirosului în funcțiune. Cu cât te apropii mai mult de zona respectivă, cu atât mirosul de hasna devine mai pregnant. Și asta pentru că, din cauza canalizării proaste și a țevilor sparte, subsolurile blocurilor s-au transformat în fose, care, din când în când, trebuie golite cu vidanja. Nu avem canalizare, să zici, că să ducem rețea încolo. Tot ce se scurge de la baie, de la veceu, de la asta, e la subsol acum. A, e înfundată? E înfundată, da. Păi altădată era curat sub blocurile astea, intra în papuci. Avem subsolurile pline. Este drept că nici locatarii, proprietarii apartamentelor, nu se înghesuie să dea bani pentru repararea instalațiilor. E drept că nu prea au de unde. Orășenii din Pogoanele se ocupă cu agricultura și cu temirce. Aici rata șomajului trece lejer de 90%. Cândva blocurile erau racordate la încălzire centrală, așa au fost proiectate, cu calorifere. Acum hornurile de la sobe strâng pereții de beton ca niște gratii ale sărăciei. Și pentru că apartamentele de bloc nu au fost prevăzute și cu magazie de lemne, oamenii și-au construit barăci între blocuri. Senzația este de ghetou dintr-o țară bananieră, cu diferența că, la Pogoanele, nu cresc banane, ci știulez de porumb. Pogonenii locuiesc și trăiesc ca la țară, dar plătesc taxe și impozite ca la oraș. Eu am lucrat la blocurile astea de când am început primul bloc în Pogoane. Lucram la ICMJ. Era de o curățenie extraordinară. Încălzire centrală, era central cu alea la poștă, la liceu, dădea căldură de două ori pe zi, apă caldă, acum s-a dus tot. Era cu încălzire centrală, era mai, dar acum s-a dus tot, mai nimic. De unde luați? De unde cumpărăm? De unde? 3 milioane o tonă, ne costă 3 milioane 400 de tonă. Ne vin mașini. Din băgăm 5 tone pe iar. Avem magazine da, în spate. Străzile orașului sunt străbătute de vehiculele locale de transport cu tracțiune maximă de 2 cai. Pogonenii trec la trap pe lângă hotelul ruinat, pe lângă piața pustie sau pe lângă spitalul desființat și transformat în centru de asistență medico-socială, pe cele câteva străzi asfaltate sau cu urme de asfalt. Sunteți locuitori, sunteți orășan, nu? Da, da, avem statul de oraș. Și impozitele cum sunt? Au mai crescut? Ca la oraș, da. Nu are nimic, domnule, ca să zică că e oraș. Ați vrea să rămâneți în continuare oraș, dar să schimbe condițiile sau să... Păi și oraș, dar să schimbe condiții, să fie într-adevăr condiții, nu... De oraș, nu plată de bani de oraș și condiții de țară. Pogoanele, provenit din fosta așezare Țuguiatu Pământeni, fostă comună înfloritoare și actual oraș falimentar, crede totuși în viitor. Stă mărturie noua grădiniță, semn că pogonenii nu și-au pierdut speranța și continuă să aibă copii.